La sfârșitul lunii iunie am avut organizat un turneu de tenis în cadrul circuitului Tenis Partner, a treilea turneu organizat vara aceasta, care a fost din nou un succes ca număr de participanți, ca jocuri, ca vreme care a ținut cu noi. Am avut jucători din 7-8 orașe, din Suceava până în Târgu Lăpuș și Luduș și Cluj și Gherla și deși alte orașe, 58 de jucători de nivele diferite de joc și am organizat competiția pe 4 nivele valorice, la simplu și un nivel la dublu. Ne-am bucurat de aprecierile oaspeților veniți din afară, mulțumiți de calitatea terenului de joc și de felul cum a fost primiți. Ne bucurăm de succesul acestei competiții și sperăm la anul să facem cel puțin 6 turnee, dintre care unul va fi pentru copii până la 10 ani. Ce ne bucurăm, pe lângă jucătorii adulți care joacă, vin mulți copii care privesc tenisul, care încep să îndrăgească tenisul și care sperăm că o să joace tenisul la un nivel de amatori înalt la un moment dat. Și poate la un moment dat o să apară și un jucător pe care o să-l vedem la televizor, din Gherla.